Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. De această dată vă voi vorbi despre cum anume să investim la Bursa de Valori București. Bineînțeles că se pot investi și la alte burse și pe alte piețe și în altă parte a lumii, dar voi vorbi doar despre România și cum anume să investești anumite sume de bani în instrumentele financiare de la BVB. Vom vedea și cum se fac profituri pe parcurs și cum anume putem să ne mărim investiția. Haideți să vedem pentru început ce avem nevoie. Avem nevoie de o sumă anume de bani. Suma minimă poate să fie de pe la 2000 de lei până pe la 10.000 de lei în funcție de cât acceptă fiecare broker la care alegeți voi să vă faceți cont. După ce v-ați strâns bănuții respectivi și v-ați decis să vă faceți un cont la un broker, are cele mai mici comisioane, cele mai mici taxe, nu vă lăsați păcăliți de cei cu oferte de 0% comision sau 0 comision, pentru că de cele mai multe ori s-ar putea să nu fie chiar așa. Într-adevăr, nu vă ia un comision anume, dar v-ar putea taxa la achiziția unor instrumente financiare. Nu recomand să alegeți pe cei care practică, dacă mai practică cineva, comision zero. Însă sunt câțiva care practică chiar comisioane micuțe și sunt ok. Vă recomand să nu faceți tranzacții aiurea toată ziua. Faceți o tranzacție pe lună și gata. Deci nu recomand deloc tipul ăla de investitor care să facă toată ziua, să stea cu ochii pe monitor și să facă tranzacții, să cumpere și să vândă. Alea nu mi se pare ok și nu vă recomand nici vouă. Din lună în lună sau din două în două luni, mai ales că la început o să te tenteze foarte tare să vinzi sau să cumperi anumite instrumente financiare. Astea o să discutăm imediat. Cum alegem un broker? Păi intrăm la BVB, pe Bursa de Valori București, pe site, unde vom căuta lista de intermediari și acolo ne arată toată lista cu brokeri autorizați ASF și care sunt oameni serioși. Cel puțin așa îmi place mie să cred. Bineînțeles, printre ei posibil să fie și oameni sau brokeri care se ocupă și cu piețele internaționale, dar voi decideți dacă alegeți sau nu să investiți și pe alte piețe în afară de cea din România. Vă recomand să alegeți un broker din România, un român, care vă poate răspunde la orice întrebare, la orice solicitare, fără să aveți nevoie de un translator sau să vă chinuiți să îi explicați nu știu ce limbă. Tot în momentul în care alegeți un broker, ar trebui să verificați cât mai bine lista de instrumente financiare pe care le pune acesta la dispoziție să fie cât mai diversificată. S-ar putea ca la început să nu fiți interesați de anumite instrumente financiare, dar pe parcurs, după ce prindeți experiență, cu siguranță o să fiți interesat să investiți și în altceva, în afară de acțiuni, obligațiuni sau știu eu, poate chiar titluri de stat. Dacă se poate să vă faceți un cont demo, ar fi extraordinar și să testați platforma, să vedeți cât e de rapidă, cât e de ușor de folosit. De exemplu, eu acum ceva timp mi-am făcut un cont demo și am lungit-o cam 3 luni de zile, după care cred că s-a săturat brokerul respectiv să mă mai lase și nu mi-a mai prelungit activitatea, dar vreau să zic că m-am lungit cam 3 luni de zile, dacă nu mă înșel, poate chiar mai mult, cu acel cont demo, până la un moment dat când nu am mai primit prelungire. Cred că brokerul respectiv s-a săturat de mine. Un cont demo însemnând un cont unde poți face tranzacții, însă nu sunt tranzacții reale și nici nu sunt pe bani reali, însă primești o anumită sumă de bani cu care să tranzacționezi pentru a te acomoda cu instrumentele financiare și cu platforma respectivă. Puteți începe câteva luni cu un cont demo, apoi să începeți cu un cont adevărat pe bani. Partea proastă, dar și partea bună este că începând cu un cont cu bani reali, îți dai seama că de fapt acolo riști pe portofelul tău, deci nu prea îți mai arde de glume, nu-ți mai arde de tot felul de tranzacții și tot felul de încercări. Așa că e o diferență foarte mare de la un cont demo la un cont adevărat. Luați în serios, foarte în serios, chiar și acel cont demo, să-l folosiți ca pe unul adevărat, ca pe unul, ca și cum ar fi banii voștri acolo. Pentru că chiar și așa, dacă luați în serios, tot nu o să fie ca și cel în care cu adevărat sunt banii voștri. Să zicem că v-ați informat foarte bine, deja aveți idee cam cu ce să mănâncă bursa, deși la mulți le e frică să investească, sper ca voi sau tu să ai o tendință mai mare, pentru că este o piață unde chiar se câștigă bani, poți să zici că o să câștigi bani dormind. Însă pentru a câștiga acei bani ai nevoie de bani în primul rând pentru a investi și de cunoștințe în legătură cu acele instrumente financiare în care vrei să investești. Pentru început nu recomand altceva în afară de obligațiuni corporative,
acțiuni, anumite acțiuni și chiar și titluri de stat, dar care să nu fie cu un randament mai mic de 4%. Cel puțin eu nu văd ceva ok în titlurile de stat sau în orice instrument financiar care nu pare a fi cu un randament mai mare de 4%. Nu mă bag acolo pentru că mi se pare o pierdere de timp. Cum analizăm acțiunile sau cum luăm cele mai bune decizii când e vorba de câștiguri? Cred că cea mai bună soluție ar fi să verificăm indicele BET sau BET Plus și să ne alegem de acolo anumite companii în care să investim. Verificăm și companiile care au o politică de dividende, care au început deja de câțiva ani să ofere dividende, pentru că există posibilitatea ca și pe parcurs sau și în viitor să ofere dividende la fel de bine sau măcar să ofere. Câștigurile se pot obține atât de la companiile care oferă dividende, cât și de la companiile care nu oferă. Dacă am cumpărat acțiuni de la o firmă care nu oferă dividende, am avea câștiguri doar din fluctuația prețului acțiunii respective. De exemplu, dacă cumpărăm cu 5 lei și va fi peste un an, 2, 6 sau 7 lei, deja am câștigat un procent destul de bun, chiar dacă firma respectivă nu oferă dividende. Ca și paranteză, nu vă recomand sub nicio formă să vă băgați la bursă pentru o perioadă mai scurtă de 5 ani de zile. Și 5 ani mi se pare puțin, dar sub nicio formă mai puțin. Bineînțeles că voi puteți să vă băgați și pentru câteva luni sau un an de zile cât vreți, doar ca și recomandare, nu sub 5 ani. După cum am zis, puteți obține profituri din prețul acțiunii în funcție de cum crește sau cum scade, însă dacă compania respectivă oferă și dividende, ar fi super pentru că puteți obține niște venituri mai stabile și mai mari cu ajutorul acelor dividende sau cupoanelor în cazul obligațiilor sau titlurilor de stat. Să vedem cum analizăm o companie. Acum depinde și despre ce companie este vorba. Însă am putea să ne uităm la veniturile din vânzări, la rezultatele din exploatare, venituri din servicii, la gradul de îndatorare și la o grămadă de alte lucruri la care vă puteți gândi și voi. Fondurile de investiții, obligațiunile și titlurile de stat sunt cele mai sigure sau printre cele mai sigure instrumente financiare în care puteți investi, mai ales la început. Iar în cazul acțiunilor, după cum spunea și Warren Buffett, profitul se face la cumpărare, nici de cum la vânzare. Și da, are dreptate omul, categoric are dreptate, pentru că degeaba cumperi o acțiune la o firmă foarte mare și foarte profitabilă dacă la momentul cumpărării acțiunea respectivă este supraevaluată și o cumperi la un preț mare. Sunt momente în care prețul acțiunilor cresc și sunt momente în care prețul acțiunilor scad. În perioada asta, tocmai de asta m-am decis să fac și acest videoclip, prețurile de pe bursă au început să scadă destul de mult, chiar dacă mai și cresc, pe total sunt în scădere față de începutul anului. Deci consider că e o ocazie foarte bună de a investi în cazul în care vreți să faceți acest lucru deja. Visul oricărui investitor este să cumpere acțiunile când sunt la un preț foarte jos și să-l vândă când, să le vândă când prețul lor este sus sau foarte sus. Bineînțeles, puțin vor reuși să facă treaba asta. Cei mai mulți o să se mulțumească cu anumite procente de câștig. Și este și normal să ne mulțumim cu anumite procente pentru că mai bine ieșim cu 4, 5, 6% câștig anual decât să ieșim în minus cu oricât. Mai este o regulă de la Warren Buffett, să nu pierzi bani. O regulă foarte adevărată, să nu pierdem bani, pentru că dacă am pierdut un leu, noi nu mai putem face nici 1% din acel leu. Însă dacă îl păstrăm acel leu, la un moment dat vom face anumite câștiguri cu el. Verificați graficele și urmăriți bursa săptămânal, ar fi bine. Și dacă aveți timp și posibilitatea, puteți verifica și chiar mai des, doar că eu nu recomand prea des din cauza că aveți tendința după aia să faceți tot felul de tranzacții și fiecare tranzacție costă. Mă refer aici mai mult la comisioane, pentru că vă taxează la comisioane, indiferent cât o fie el de mic, tot vă taxează și s-ar putea să ieșiți la un moment dat în pierdere din cauza că ați cheltuit prea mulți bani pe comisioane și câștigurile sunt mici. De asta recomand o perioadă lungă de timp, ani de zile, pentru că dacă cumpărați o acțiune, să zic acum, anul ăsta, la un preț bun, să zic la un preț de 5 lei, luăm exemplu de mai înainte, ia peste 2, 3, 4, 5 ani, există posibilitatea mare să crească măcar cu un leu. Bineînțeles că poate să și scadă cu 15-20%, nu garantez eu că o să crească, nimic nu crește și rămâne acolo, crește și scade. Dar în cazul în care v-ați propus să rămâneți pentru 5 ani cu acțiunea respectivă, bineînțeles când ați văzut că a crescut la un preț pe care vi l-ați propus voi să îl valorificați, să zicem că v-ați propus la prețul de 7 lei să vindeți acțiunea.
Păi așteptați până ajunge la 7 lei. Dacă ajunge peste 5 ani sau dacă ajunge peste 10 ani, așteptați. Pentru că există marea posibilitate să ajungă până la 7 lei. Acum depinde și de la ce companie ați cumpărat voi acțiunea respectivă și tocmai de asta am recomandat să vă informați despre companie și să vedeți în ce anume investiți. Pentru că dacă faceți o investiție sigură, nu aveți bătăi de cap că o să închidă sau o să dea faliment firma respectivă. Și o să puteți aștepta liniștit până la prețul la care v-ați propus voi să o vindeți. Asta în cazul în care vreți să o vindeți. Poate compania respectivă oferă dividende anual și atunci nu are niciun rost să o vindeți chiar dacă crește prețul acțiunii. Pentru că voi obțineți profit din dividende. Dar să zicem că este o firmă care nu oferă dividende, atunci da, puteți face bani din fluctuațiile prețului. De exemplu, o vindeți la 7 lei și cu acei 7 lei cumpărați alte instrumente financiare. Sunt mulți care vă face să sperați la profituri de 9, 10, 12%. Probabil că se pot obține și așa profituri, dar numai după câțiva ani de experiență și cercetarea pieței. Eu aș spune că ar fi bine să ne mulțumim pentru început cu un profit de 6-7%. Deci un profit de 6 pentru mine este foarte mulțumitor, deși teoretic este puțin și sunt șanse mari să putem obține profituri mult mai mari de 6%. Acum depinde de piața în care cumpărăm și dacă vindem, la ce preț vindem. Și acum să vedem cum putem obține venituri cât mai mari din dividende. Putem să urmărim firmele care oferă dividende și să le vânăm în așa fel încât în momentul în care putem pune mâna pe dividende, noi să avem acțiunile respective cumpărate deja. Ce trebuie să facem este să aflăm din comunicatul companiei respective data de înregistrare și cu două zile înainte de data de înregistrare să deținem acțiunile de la compania respectivă pentru a putea intra în posesia dividendelor. De obicei, cu două zile înainte de data de înregistrare, adică în ziua cum dividend, așa se numește ziua respectivă, e bine, ziua asta este ultima zi în care putem cumpăra acțiunile care să ne aducă dividende. Acțiunile de la compania respectivă, mă refer. Dacă în ziua cum dividend nu avem acțiunile respective în cont, cumpărate deja, nu mai putem obține acele dividende și ulterior degeaba mai cumpărăm. Dar nu totuși degeaba. Degeaba în sensul că nu mai primim dividende pe perioada respectivă. În apropierea dății de înregistrare, de obicei au tendința să crească acțiunile la compania respectivă și puteți urmări să cumpărați înainte cu o săptămână sau chiar două, să cumpărați un pic mai ieftin, pentru că cu cât se apropie de data cum dividend, cu atât prețul acțiunilor crește, sau cel puțin așa este tendința. După ziua cum dividend, prețul acțiunilor ar putea să scadă, deși nu este obligatoriu acest lucru, însă ar putea să scadă pentru că cine cumpără deja nu mai primește dividende, însă puteți face achiziții dacă vreți să primiți următoarea tură dividende. Puteți cumpăra la un preț bun, probabil, în ziua respectivă. Trebuie ținut cont că dividendele sunt impozitabile. Rămânem cu aproximativ 5% dacă nu mă înșel în pierdere, dar totuși nu e mare lucru 5% din totalul de dividende. Oricum se reține la sursă, nu e mare lucru, dar este un venit impozitabil, la fel cum este și venitul din obligațiuni sau din alte instrumente financiare care îți aduc profit. Singurul instrument financiar pe care îl știu eu și la care nu se impozitează profitul este titlul de stat. Dacă vă cumpărați titluri de stat, vă aduce un profit de aproximativ 4-5%, mai rar 5%, de obicei sunt sub 5%, dar vă aduce un profit anual de aproximativ 4-5%, partea bună că nu se impozitează. Puteți în portofoliul vostru să vă cumpărați și titluri de stat care oferă un venit stabil pe o perioadă destul de lungă de timp. De obicei sunt titluri de stat care sunt emise pe o perioadă de 4 ani, de 5 ani, poate chiar mai mult, dar sunt și pe un an sau doi. Depinde când le puteți prinde. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă ceva nu ați înțeles sau aveți anumite întrebări, vă rog să le tastați în comentariu mai jos. Cu siguranță am omis ceva, așa că puteți spune voi ce anume am omis. Mi se pare o perioadă foarte frumoasă și foarte bună de a investi la bursă, mai ales că acum prețul este destul de jos. Sunt tendințe să scadă, sunt tendințe să crească. E cel mai bine să vă informați. Am încercat să fac aici un ghid cum să investiți la bursă, să vă fac treaba mai ușoară. Voi decideți dacă investiți sau dacă nu investiți. Sunt niște câștiguri bune, frumoase, durabile. Deci nu-i ruletă, nu sunt jocuri de noroc, sunt niște lucruri serioase care vă pot aduce bani frumoși.
pe termen lung. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi bună și numai bine, câștiguri cât mai mari în cazul în care v-ați propus să investiți. Vă salut!